Cașca Zurli este un pic mai mare acum. Tașa și Tașu, doi căței jucăuși, sunt cei mai noi membri ai trupei care aduce zâmbete pe chipurile celor mici. Au făcut cunoștință cu admiratorii lor ieri în Centrul Vechi, la Teatrul de pe Lipscani. O întâlnire cu multe zâmbete, la care copiii au venit însoțiți de animalele lor de companie. V-au plăcut Tașu și Tașa? Da! Spunem toți ham ham, da, da. Deodată? Da. 1, 2, 3 și... Ham ham! Adică pupici cu sclipici, vroiam să spunem încă o dată. Tașa și Tașu sunt cei mai noi membri a echipei Zurli și s-au împrietenit deja cu cei mici. Tașa și Tașu nu sunt niște personaje întâmplătoare. Povestea lor e inspirată dintr-o întâmplare emoționantă din copilăria Maiei. Acum ceva timp, când aveam 5 sau 6 ani, am fost la bunica la țară și verișoara mea avea o cățelușă care a făcut mai mulți pui, printre care și Tașu. Și l-am luat în brațe și nu i-am mai dat drumul și m-am rugat de mama o zi întreagă să-l luăm la noi și la un moment dat, când înainte să plecăm, m-a zis, da, bine, hai, îl luăm la noi. Și acum ceva timp, după vreo 4 ani sau 5 ani, l-am pierdut. Cei doi cățeluși care s-au alăturat găștii Zurli îi învață pe copii să fie responsabili. Este o avanpremieră la spectacolul din 8 mai pe care noi îl jucăm în premieră în București, care se numește Animale Colorate și în care le arătăm copiilor că a avea un animal de casă înseamnă o responsabilitate. Cei mici au făcut cunoștință cu Tașa și Tașu în centrul vechi al capitalei la Teatrul de pe Lipscani. A fost o întâlnire cu multe zâmbete. Vrei să vezi că pot să ghicesc cum te cheamă pe tine? Ia, vino aici, închide ochii, strânge pumnii, întinde mâna în față. Tiribam, tiribum, numele tău este Radu. Acum, am ghicit? Da. Yay, bate palma! Oh, mai ești și puternic pe deasupra. Gașca Zurli le-a pregătit surprize noi celor mici, dar și părinților. Sâmbătă pleacă în turneu, iar prima oprire va fi la Chișinău. Da, și eu mai vreau să spun ceva, dacă se poate. Am rochiță nouă! Antiprezentatoarea mi-a făcut rochiță nouă, pentru că am vrut să am rochiță exact suntem surori de rochiță amândouă. Atât am vrut să zic, pupici cu sclipici. Ne vedem la spectacol pe 8 mai, bine?